A venit timpul să-l tem și pe micuțul Novembra. M-am spus eu că îl facem jos cu patru șarpante și are două mai dezvoltate care anul acesta, de care anul acesta aproape că nu mă ating. Deci, asta este prima șarpantă, muguri de rot peste tot și o creștere anuală și ea plină culmea cu muguri de rod. Da, așa propune Novembra, muguri de rod peste tot. Bun, nu o să ciupesc nici asta și nici capătul șarpantei. Pur și simplu o să-l țin puțin șarpanta asta pe loc pentru că vreau să le dezvolt pe celelalte două care sunt mai puțin dezvoltate, și anume asta unde am făcut aici un cep și am o creștere anuală pe care o ciupesc destul de tare ca să am din nou o reacție puternică. Para asta de deasupra de aici o iau pentru că nu mă interesează aici fruct. Deci nu fac probleme cu el că nu fructifică, ci pentru mine deocamdată important este să-mi stabilesc aceste patru șarpante de la bază. A treia șarpantă și ea dintr-o creștere anuală, dintr-un cep dată, pentru că v-am zis, nu, n-a vrut deloc să crească pe partea asta. Și pe aia o ciupesc destul de tare, tot așa ca să am o creștere mai viguroasă aici la bază. Cea de-a patra șarpantă și ea este mai dezvoltată decât celelalte două. La fel, nu o ciupesc la capete, o las așa să mai stea un pic pe loc anul ăsta. După aia o dezvoltăm. Bun, mai sus. Am spus, e plin de, într-adevăr, e plin de fructe, dar nu asta ne interesează. Și noi tăiem, făcând abstracție deocamdată de aceste fructe. Deși să mai rămână câteva. Bun. Aici, în sfârșit, mai reducem din cantitatea de fructe. Am spus că este fus și el o să aibă creșteri pe ax, tăiate destul de scurt. Bun, aici tem la cep pentru că e o creștere destul de puternică. Aici, în sfârșit, lăsăm doar una cu rod. Aici, la fel, doar una cu rod. Aici, din nou la cep. Și în sus, pe ax, asta la cep, iau rodul de sus de aici, pe cât posibil. Iar axul îl tai aici după un mugure vegetativ ca să continue creșterea. Și așa rămâne deocamdată Novembra. Am spus și anii trecuți, are aceste două șarpante, au fost ramuri anticipate, le-am lăsat, poate că ar fi fost mai înțelept din primul an să le fi retezat, dar acum le las. Iar de aici am mai construit, în urma unor cepi, alte două șarpante tăiate scurt,
Da, o să dea niște creșteri viguroase și o să le ajungă din urmă pe celelalte două. Iar în sus pe ax, câteva fructe și axul tăiat destul de sever. Cam asta este cu novembra în 2024. Mulțumesc!